FCM Dunărea a demonstrat o lejeritate care a costat-o în ultimele meciuri amicale. Președintele clubului are însă speranțe că lucrurile se vor rezolva până la startul returului. Așa cum am spus-o, repet, numai și prin contribuția directă a jucătorului. Dacă nu conștientizează ce greșește și ce trebuie să facă să nu mai greșească, vom continua să ne întrebăm ce se întâmplă. A fost stabilit și locul de desfășurare al partidelor de pe teren propriu, complexul Zoltan David. Avem discuții să disputăm acel joc, să disputăm de fapt toate jocurile de pe teren propriu pe arena Zoltan David, luând în calcul suprafața de joc, pentru că acolo întâlnim o suprafață de joc care să ne permită să etalăm un joc care a crescut din punct de vedere în calitativ, mă refer la factorul tehnic, prin venirea în special a jucătorilor Apostol Iulian și al lui Voicu Florea, iar Dunărea, din păcate, nu ne permite un joc prin care să apară veleitățile tehnice. Și atunci, indiferent de situația, dacă îl dărâm sau nu Dunărea, avem discuții să jucăm pe stadionul acolo. FCM Dunărea vrea să demonstreze în această primăvară că poate practica un fotbal de calitate și în același timp spectaculos.